fie că vin cu tramvaiul pe jos sau cu mașina, accesul timișorenilor în piața Badea Cârțan va fi mai ușor. Primăria municipiului Timișoara a început lucrările de modernizare a zonei. Am avut discuții și cu cei din piață, dar și cu cei care își fac cumpărăturile în mod frecvent în piața Badea Cârțan și am ajuns la câteva soluții pentru ca întreaga zonă să devină mai accesibilă tuturor. Este o zonă foarte tranzitată și tot timpul aglomerată, cu străzile sufocate de mașini și de multe ori cu tramvaiul blocat de cei care circulă pe liniile de tramvai, transmite primarul Dominic Friț. Administrația locală Local amenajează 130 de locuri de parcare, eliberează trotuarele de mașini parcate, care ulterior vor fi reparate. În plus, pe un tronson de peste 150 de metri, de-a lungul liniei de tramvai, vor fi montate separatoare de trafic pentru ca cei din tramvai să nu mai piardă minute bune blocați în trafic.